a luat viața unui om la nervi. Apoi a fost el însuși la un pas de moarte. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Când era un copil, a vrut să plece cu orice chip în lume. A colindat aproape toată Europa și nu numai. Viața i-a dat însă o palmă grea. L-am întâlnit în urmă cu aproape 10 ani pentru prima dată în închisoarea de la Slobozia. Acum este încarcerat la Tulcea, iar detenția l-a transformat într-un alt om. Pe acest bărbat l-am întâlnit în anul 2015, pentru prima dată în penitenciarul de la Slobozia. Povestea de viață a acestui român impresionează pe oricine, dar și sperie. Este un model de reinventare și de renaștere într-un mediu în care răutatea și frustrarea își schimbă fața de la o zi la alta. Este un român care și-a dorit cu disperare să plece din această țară și să vadă lumea. Era un adolescent rebel când a plecat pentru prima dată din orașul său natal. Viața l-a dus prin multe locuri în Europa și nu numai, dar l-a adus și la închisoare. Cum a trecut acești 9 ani? Pentru mine a fost în regulă. Nu am suferit. De fapt, n-aș vrea să vorbesc despre mine. Că asta am observat la majoritatea discuțiilor care au loc și aici și la televizor în general. Majoritatea vorbesc despre ei însiși și dumneavoastră vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu cu această întrebare. Cum sunt eu? Eu contez prea puțin. Se știe foarte bine că da, în orice conflict, în urma oricărui război, spunem așa, sunt și victime colaterale, da? Și se vorbește prea puțin sau aproape deloc despre aceste persoane. Ceea ce vreau să vă spun eu acum, pentru că prea puțin punctează acest... Persoanele care suferă cu adevărat sunt de fapt familiile noastre, da? Despre familia asta vreau să vă vorbesc eu acum. Noi contăm prea puțin, eu personal contez prea puțin în ecuația asta. Ce s-a întâmplat cu mine, cum am ajuns... Problema cea mare este că i-am tras și pe ei, familia mea, i-am adus odată cu mine, i-am adus aici în această lume. Cum a făcut față familia? Foarte, foarte greu. Foarte greu. Soția a căzut într-o depresie în primul an. Era mică, avea 20 de ani. Acum are 33, da. Era cu un copil, rămasă singură. Cu siguranță, în planul ei de viitor, cu siguranță nu aveau loc să rămână ea singură cu un copil și cu un soț la închisoare. Și, deci, dar în timp a demonstrat că este o persoană puternică. A trecut peste toate. A crescut fetița foarte bine, o a educat, o educă în continuare foarte bine. Eu fără o educație aleasă. Despre părinți, ce să zic, părinții sunt de fapt cei care suferă cel mai mult în această situație. Și aici voi spune despre tatăl meu, în momentul când am ajuns aici și a căzut în depresie, nu și-a revenit nici în ziua de azi. Ia pastile, ea încearcă să... Da, nu reușește, deci nu știu. Eu încerc să-i zic, sunt ok, nu sunt probleme aici, nu, uite, cum știu. Nu sunt bajocorit, nu sunt... E tot în regulă cu mine, sunt sănătos, nu trebuie să te gândești la mine. Continuă-ți viața și încearcă să trăiești și tu. Nu înțelege și zice, nu, tată, nu pot să mă gândesc la tine, că tu ești acolo și... Îl întreb, ai mâncat? N-am mâncat, tată, că nu trece, nu merge. Băi, zic, mănâncă, încearcă să te detașezi un pic de situația asta, da? Ieși, socializează, că dacă rămâi acolo închis, de asta probabil a rămas și agățat așa undeva de... E în depresia asta și nu... ceea ce doresc să vă... Asta vreau să zic, că eu contez prea puțin, aproape deloc. Pentru că eu mi-asum ceea ce am făcut. Sunt vinovat, clar, de ceea ce am făcut. M-am trezit din... Când am căzut prima dată, aici la închisoare, eram atât de năucit și ziceam, băi, de mine ce mi s-a întâmplat, aoleo, dar de ce? Și eram așa... Ei, cu trecerea timpului mi-am dat seama de ce sunt aici și că eu, de fapt, nu contez. Eu m-am adaptat, m-am reinventat, da? Toată viața mea s-a schimbat și am învățat cumva, deci...
am învățat să fac totul altfel, să dorm altfel, să fac baie altfel, da, să mă spăl, să mănânc, să spăl lucrurile, da? Toate astea, deci, am bătut la cap așa și am reinventat. Pe când cei de afară, de asta zic, ei rămân blocați cumva acolo și, aoleu, ăla e acolo și, băi, suntem ok, eu sunt ok. Atâta timp cât mă vedeți, sunt sănătos, vorbim zilnic la telefon, ținem legătura, da? Ne vedem, suntem ok. Mergeți cu viața mai departe. Asta, deci despre mine, ce să zic eu? Te vizitează? Da. Da, primim la telefon, soția, până să vină criza sanitară, până să fie COVID-ul, venea la mine anual, în vacanța de vară, da? Trecea. Cu tatăl meu mai puțin, deoarece nu rezistă. Am avut câteva vizite cu el și nu rezistă, e o persoană în vârstă, e mai, na, plânge, face, da, nu, și mă face să mă simt bine pentru nimic. Deci și mai mult mă trage și pe mine în jos aceste situații și prefer să ne auzim la telefon, suntem ok, eu îl sun zilnic, băi, sunt ok, deci nu stau pe nimic, tu ești bine, da, bun, perfect, asta e. Mergem înainte, mai puțin, ce a fost mult, s-a dus, mai foarte puțin, ne vedem, suntem ok. Că eu îl înțeleg, e în vârstă, e bolnav, temerea lui cea mai mare și bineînțeles și a mea, cu siguranță se gândește că vrea să mă vadă liber, să mă vadă afară, înainte să părăsească, da, această lume. Cu siguranță că, na, ne gândim. Se poate întâmpla orice și vrea să plece în păcat. Să știe, bă, l-am văzut pe ăsta, aici afară, e ok. N-ai mai stat de vorbă în trecut. S-a schimbat ceva de atunci? În privința... Te-a schimbat închisoarea mai mult decât atunci când am stat noi de vorbă? Condițiile sunt aceleași, nu știu ce să vă spun. De ce te-ai transferat de la Slobozia aici? Păi acolo eram la sistem, eram la închis. Eram la închis, între timp am avut semideschisul, am fost pe Poarta Albă. Poarta Albă, Valul Traian, dat o perioadă acolo și, da, cam de anul trecut sunt aici la Tulcea. Am vrut să ajung la Chilia, am și ajuns la Chilia, am auzit că era mai ușor de obținut un loc de muncă. În mod special am venit pentru muncă, nu a mers exact ceea ce nu a ieșit așa cum vroiam. Și, deci, asta a fost motivul pentru care m-am transferat la Tulcea. Alice a născut și a crescut la malul mării, la Constanța. Copil fiind, se visa comandant de vas. Soarta i-a pregătit însă altceva. L-a dus în Elveția, unde avea să-și întemeieze o familie și să-și facă un rost. Destinul avea să-i dea însă o palmă grea. Într-o zi, friguroasă de februarie, în anul 2010, a început coșmarul său. Dar cum ai ajuns tu la închisoare? În urma unui conflict, da. În urma unui conflict cu o persoană, mi-am pierdut cumpătul și acum vă mulțumesc iarăși că mi-ați ridicat din nou mingea la fileu și iată, ajung la... Când am ajuns prima dată la închisoare, am ajuns aici și am auzit cuvintele de reeducare, reintegrare și eu mă gândeam, bă, ce să reduc la mine? Că eu sunt o persoană ok. Așa mă vedeam eu. Zic, bă, am o educație, am făcut o școală, sunt integrat social, deci am căsătorit, am alea, da, anturajul potrivit. Deci ce ar trebui eu să reduc, ce ar trebui să mă reintegrez? Păi eu sunt integrat. Cu trecerea timpului am înțeles ce trebuia să corectez, da, la mine. E vorba de această furie, da, e vorba de orgoliu, pe care cu toții le avem, cu siguranță. Cu toții avem o mândrie, un orgoliu și mai mult sau mai puțin reacționăm. Eu mi-am pierdut cumpătul la o anumită, într-o anumită situație. Și vreau să zic că toți acești ani pe care am petrecut aici a fost o instrucție foarte bună pentru mine. Am învățat să controlez furia. Bine, asta nu înseamnă că nu vreau să mă înțeleg greșit, cumva că eram un om violent. Dar reacționam un pic, așa, dacă... Da. Alice a fost condamnat la 13 ani de detenție pentru omor.
a primit această sentință la cererea autorităților elvețiene, care au trimis dovezi potrivit cărora a omorât un homosexual. Conflictul a început după ce Alice a primit propuneri indecente din partea acelui bărbat. Se aflau în apartamentul victimei. S-a înfuriat, l-a legat de mâini și de picioare și l-a bătut. După a plecat lăsându-l legat. A luat cu el un laptop și telefonul victimei. Am întâlnit persoana nepotrivită, în locul nepotrivit. Eu am lucrat ca agent de ordine interioară în locații nocturne. Am avut probleme cu un client până am încercat să evit până la un moment dat și apoi nu s-a mai... Dar ce fel de probleme ai avut? Nu știu, era băut? De la ce v-ați certat? Din cauza clienților, ca să spun așa. Nu vrea să înțeleagă, avea interdicție în localul respectiv, nu avea voie să intre, apoi mi-a întins, să zic așa, o capcană, m-a atras în altă parte. Acolo am încercat să avem o discuție. S-a ajuns la această violență, ne-am luat un pic la bătaie. L-am lăsat jos, am plecat de acolo lăsându-l jos. Și am reacționat, nu știu, reacția mea de după nu a fost ca cea a unui om normal. Am fugit, de asta mi-este rușine și nu ar fi trebuit să mă gândesc. M-am gândit la mine în acel moment, am fost egoist, nu, poate m-a speriat. Am fost speriat, într-adevăr, de ceea ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să procedez altfel, ar fi trebuit să sun la 112 și dacă aș fi făcut acest lucru, nu mai eram aici. Am plecat lăsând în urmă această persoană, zăcând acolo, neinteresându-mă, de fapt. Deci partea mea umană, în acel moment, nu mai exista. Am fugit pur și simplu ca... După un timp s-a aflat că sunt urmărit. Dat internațional. Fapta s-a petrecut afară. Aflând asta, din nou am încercat să mă ascund. Ar fi trebuit să mă predau. Dar din nou am zis, poate nu este vina mea, nu cred că sunt eu cel vinovat, total, nu știu, am sperat la o minune ceva. Alice se afla în Elveția de 10 ani. Își găsise un job ca bodyguard. Era mulțumit cu serviciul pe care l-avea. Era însurat, avea o fetiță. Viața lui era una liniștită și împlinită. Fapta s-a petrecut afară, nu e în România. De asta am și plecat de România, ca să încredesc un viitor cât mai bun mie, familiei, copiilor, să aibă o situație și un viitor mult mai bun decât al nostru. Am încercat să le ofer un viitor, deci mai sigur, mai bun. Nu, și pentru mine la ora aia România nu era, să zic așa, de viitor. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, România era o țară foarte bună. După ce aici te poți realiza și prin muncă, deși prin muncă am avut ocazia să verific, ca să zic așa, acest... E ok și în România, se poate trăi. Deci din muncă poți trăi, poți face toate planurile de viitor, se poate clădi ceva. Și ce să zic, deci asta e cu furia. Am învățat să mă... Deci, deoarece tot aceste ani aici am lăsat capul jos, au fost tot felul de exerciții, da? Pus în fața anumitor situații pe care probabil, nu știu, dacă aș fi fost la exterior, dacă eram în libertate, poate nu aș fi lăsat capul jos, da? Să zic, dacă cineva mi-ar fi spus ceva sau... Na, i-aș fi răspuns, nu neapărat, nu mă refer la a lovi. Dar poate i-aș fi răspuns cumva... Deci tu, la furie, în timpul unui conflict, s-a întâmplat să omori un om. L-am lovit de câteva ori. Nu am știut, da, nu am știut că am plecat de la locul faptei, ca să zic așa, și persoana respectivă a avut o hemoragie cerebrală, a pierdut mai mult sânge și a decedat. Dar cum s-a ajuns la acest conflict? Discuții contradictorii, nepotrivire de idei. Persoana aceea, în momentul în care a căzut, a și murit sau a murit mai târziu? Nu a murit pe loc, tocmai asta e. Îmi pare rău că puteam să-l salvez și pe el și pe mine.
Am fugit, pur și simplu, am fost egoist, am fost un animal. Și asta e, am fost crescut și educat într-o lumină foarte bună. Nu știu ce am făcut în acel moment, poate fiind prea speriat, prea adrenalina, știu ce, m-a cuprins în acest nervi, nu știu, mi-au acoperit pur și simplu. Nu mai gândeam rațional, am fugit. Nu o să zic că sunt nevinovat, îmi merit soartă. Asta sigur nu. Cum ai fost arestat? Aflând că sunt dat în urmărire, m-am întors în țară și am continuat să mă ascund. La cât timp ai fost arestat după ce s-a întâmplat incidentul? Deci în 2010 am fost prins anul trecut. În 2010 s-a petrecut incidentul, da, deci cam la 4 ani. Avea 38 de ani atunci când la nervi a luat viața unui om. A fugit din Elveția de frica arestării. Atunci când a plecat, nu știa că cel pe care îl legase și îl bătuse murise. A aflat când era un fugar și se afla în Italia. Căutat în toată lumea de Interpol, a mai primit o palmă de la destin. A văzut moartea cu ochii. A fost victima unui accident de motocicletă. Niciun specialist nu i-a dat vreo șansă. Toți se așteptau să moară. Ai fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat? Asta a fost altă lecție. Am avut un accident de mașină. Am avut un accident de mașină foarte grav. Am fost declarat decedat la momentul accidentului și a venit un elicopter să mă transporte de la locul accidentului și probabil cu siguranță mi-am revenit pe drum și astfel încât au văzut că mai era viață în corpul meu și m-au băgat la reanimare. M-am suferit o intervenție de aproape 8 ore. Am avut un mare noroc că s-a petrecut în afara României, deoarece am avut norocul, ca să zic așa, printre ghilimele, am avut norocul să fiu operat la un spital la Roma. 8 medici foarte buni mi-au salvat viața. Am fost 2 ani paralizat. Am învățat să... Și am din nou viața de la zero. Am învățat din nou să merg, să vorbesc, să... A fost o altă lecție. Și aici, din nou, o altă lecție. Chiar mă gândeam cum eram înainte și cum sunt acum. Acum sunt o persoană foarte simplă și nu știam că se poate trăi simplu. Aici am învățat și e foarte bine că am învățat această lecție. Afară eram tot timpul nemulțumit. Afară erai doar nemulțumit? Cum te-ai descrie? Cum l-ai descrie tu pe cel de afară? Da, deci... Exact, nemulțumit, tot timpul căutam bine, căutam să mă plafonez, căutam să trec peste, da? Nu e rău, nu este rău ca să încerci să mergi mereu înainte și să nu rămâi în zona aia de confort, da, gata, e ok așa, rămân și mă plafonez. Nu, căutam tot timpul să fac ceva nou, să avansez, da? Atât și cu munca și cu toate, cu casa, cu toate, da. Dar... toate astea, după tot acești ani, după ce am trăit aici atât de simplu, dau seama că nu valorează nimic, cel puțin pentru mine, nu știu, pentru alții. Pentru mine chiar nu mai valorează nimic. Haine la modă, știu, nu știu ce mașină scumpă sau astea. Astea chiar nu mai contează pentru mine. Chiar vorbeam și cu niște colegi de-ai mei. Chiar, băi, ce faci când vei fi afară? Niște discuții așa între noi. Unul zice, cutărică, zice... păi vreau să-mi iau un BMW, vreau să-mi iau... Și chiar i-am zis, da, mă, dar uite, exact, după toți anii ăștia petrecuți aici, mai contează mașina aia pentru tine sau, știu ce, haine de firmă sau nu știu ce, trăim aici în atâta simplitate, sărăcie și tot ce... Adică suntem cumva ca niște, da, foarte, foarte simpli, ca niște călugări. Cu toată viața asta în simplitate, tu te gândești tot la... Păi dacă n-am avut și vreau să am, păi tocmai că n-ai avut, dar lecția asta înseamnă că tot acești ani pe care ai petrecut aici, pe care ați petrecut, n-ați înțeles nimic. Eu am înțeles. N-am nevoie de nu știu ce mașină, deci pot să mă plimb și cu bicicleta, da? Nu am nevoie de nu știu ce haine de firmă.
sunt foarte bine, sunt ok, e important să fii sănătos, cei din jurul tău, familia să fie bine și viața merge înainte, fără, nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, să îi patezi prin nu știu ce, da? Nimic. Tu, ca om, ca persoană, e de ajuns să fii ok și lumea te va ține minte și te va ști așa cum ești. Nici o haină, nici o mașină nu te va face să rămâi în amintirea oamenilor. Trebuie pe ăla, mai ții minte ce mașină avea, n-are nicio legătură. Tu, ca om, rămâi în amintirea familiei. Cine ai fost tu? Atât. A scăpat cu viață ca prin minune. După ce a putut să meargă din nou, s-a întors în România. În țară, în București, a fost arestat. Trecuseră 4 ani de când fugise din Elveția, de când luase viața unui om. Mi-au pus cătușe la spate și când mi l-au strâns așa, bine, că eram un criminal normal și aveam vreo 100 de chile, adică vreo 30 de chile în plus. Și normal că ei s-au așteptat, au venit însoțiți de niște luptători, se așteptau probabil să ripostez, nu aveam ce să ripostez, ar fi fost culmea, eram undeva în centrul Bucureștiului să fac circ acolo, nu știam cum să mă bag eu singur mai repede în mașina lor, duceți-mă de aici ca să nu mă vadă vecinii și toți ceilalți din... Ce să zic, apoi a urmat percheziția când am ajuns la sediul poliției. M-au debăcat în pielea goală, că așa se face frumos, probabil. Să nu am arme pe mine, știu ce. Era bine că tocmai fusem baie, că așa ies din casă, așa ieșeam. Făcusem baie, mă parfumasem, chiar mă duceam, aveam întâlnire cu cineva. Da. Și m-au băgat în cea mai oribilă celulă. Deci eram, tocmai făcusem baie, eram îmbrăcat foarte bine, eram parfumat, eram îmbrăcat bine, aveam, ce aveam la mine era, de se vedea cât de cât, că nu sunt boschetar. Și m-au băgat în cea mai oribilă celulă. Când după aceea am aflat că erau și altele mai bune. M-au băgat într-una întunecoasă, era igrasia până la aproape tavan, da, mizerabil, și m-au aruncat acolo. Și în momentul ăla mi-a trecut prin cap exact ceva, simte, mi-am să de ghena de gunoi din spatele blocului unde parcam mașina, că nu mai aveam loc în parcare, mă tocea seara de jos și o lăsam în spate atunci. Și simte că se erau ușii deschise tot timpul. Și vedeam acolo gunoiul, ce era camera aceea. Și exact așa m-am trezit eu în ghena aia și zic, wow, acum sunt în ghena aia de gunoi, doar că diferența e că gunoiul sunt eu. Sentința condamnării a căzut ca un trăznet. Alice și-a asumat faptele comise. Familia sa a trăit și trăiește o dramă. Odată cu el și ai lui au fost condamnați la 13 ani de închisoare pentru omor. Fata lui avea 7 ani când a fugit din Elveția. Ce fel de om ești tu? Eu sunt o persoană ok. Și am fost ok. Am fost ok, sunt ok. Aceste lecții pe care le-am primit m-au făcut și mai, da? Sunt o persoană foarte... Măi, acum sunt o persoană în regulă, deci chiar nu am probleme. Faptul că am ajuns aici a fost, pur și simplu... Am fost la locul nepotrivit, cu persoana nepotrivită. Prea orgolios. Prea orgolios. Totul a fost din orgoliu. Și de asta zic, ajungând aici, acum chiar zic, băi, ce prost am fost. Toți aceștia aici am lăsat capul jos pentru multe lucruri mult mai grele. Și zic, bă, ce prost am fost. Ce era, mă, dacă mă întorceam și plecam? Bine, mă, așa a fost. M-ai înjurat. Bravo, mă, să fii sănătos, să rămână. Nu trebuie să-ți demonstrezi nimic. Și mi-am dat seama că a fost un mare prost. Dar nu-mi pare rău atât de mult pentru mine. Sunt tânăr în continuare. Voi ieși afară. Mai am încă 20-30 de ani de viață în față. Deci eu, viața mea merge mai departe. Sunt ok. Am dus cu bine acest drum. Mi-am descoperit puterea, nu știam cine sunt cu adevărat, adică cât pot să duc. Eram ca o mașină cu un motor de 5.000, dar nu știam ce poate acel motor. Mergeam cu motorul la... Deci nu am turat niciodată, n-am călcat accelerația, să zic așa. De fapt, eu am un motor de 5.000, nu știam. Aici, mergând pe trenul ăsta accidentat, ca să zic așa, în mediul ăsta ostil, m-am descoperit pe mine însumi. Și toleranța mea la stres și toate... Nu știam, aici m-am cunoscut, dar din păcate, toată această lecție, că de asta regret foarte mult. Dacă eram doar eu singur, eram ok și eram un păcat, așa cum ai zis, pentru că eu mi-asum tot ce s-a întâmplat și regret, îmi pare foarte rău ce, pentru toată lumea. Familia, atât, doar pentru familie, nu mai pot să aduc înapoi copilăria fiicei mele, anii pierduți de soția mea singură, tatăl meu care e bolnav, eu mă gândesc numai la ei. Eu nu contez în toată chestia asta, eu sunt nimic. Ți-a reproșat ceva fiica? Deocamdată nu.
e prea mică, bănuiesc, nu știu, probabil cumva crește mai mare, cu siguranță asta e o altă temere a mea. Probabil vom avea niște discuții cândva și asta este o mare teamă a mea, să îmi va arunca în față cine ești tu, să-mi spui mie, poate, na, voi încerca să fac o corecție, anume ceva, să-i zic, bă, vezi că nu e ok așa, ar fi bine să faci asta, eu cred că ar fi mai bine să faci chestia asta și atunci se-mi arunce, băi, cine ești tu să-mi spui tu mie, unde erai când aveam nevoie de sfaturile tale și asta e temerea mea cea mai mare și atunci, dar bănuiesc că tot așa cu înțelepciunea pe care am obținut-o aici, voi încerca să fiu cât mai diplomat și așa cum a spus și soția mea, o vom lăsa să aibă experiențele ei, cu toți avem nevoie de experiențele noastre. Cu toții am primit sfaturi de la părinți și le-am dat cumva la spate. Și eu am primit sfaturi și eu, aoleu, lasă-mă în pace, că eu știu mai bine. De fapt, nu știa nimic. Normal că părinții știu mai bine și ne vor binele. Da, și la fel îmi spunea și mie taică-mea. Băi, nu e bine așa, fă-și tu pe partea aia. Nu. Lasă că știu mai bine, că eu sunt cu moț. Nu știm nimic, ce să ne se pare nouă, că suntem mai deosebiți, așa că avem noi ideile noastre. Nu, de-aia, ce mai bine de să lași copiii să aibă propriile experiențe până într-un anumit punct, bineînțeles. În momentul când vezi că e aproape să se ducă în prăpastie, atunci îl oprești. Hop, deci îi pui o frână. Cât merge, cât e ok, până se întâmplă ceva foarte, foarte rău, îl lași să aibă propriile experiențe și așa, ce mai bine cu toții învățăm din propriile experiențe, pe lângă ce mai auzim și de la, da, stânga-dreapta, din viață, în general. Alice este de etnie turcă. Era un copil când a ales să plece în lume. Avea visuri mari cu viața sa. Când și-a întâlnit soția, i-a mulțumit lui Dumnezeu, deși nu este un om foarte credincios. Își poartă credința în suflet, în tăcere. Jumătatea sa i-a reproșat la început. A fost devastată, dar și-a respectat iubirea. Am avut norocul să întâlnesc o persoană. Este o doamnă adevărată, o doamnă deosebită. Doar prin faptul că în momentul în care am ajuns la închisoare, eram conștient că sunt foarte mulți ani la mijloc și chiar i-am zis, dacă să știi că dacă dorești, poți să îți urmezi o altă cale în viață. Adică nu sunt atât de obtuz și să zic, bă, pe mine mă aștepți 20 de ani și nu. Eu înțeleg situația, na, e greu, nu poți să... Adică cu alte cuvinte am spus, poți să-ți faci viața. Eu, nu e o problemă. Și a fost foarte ok, mi-a zis, nu? În fața lui Dumnezeu e soțul meu, am depus niște jurăminte și te voi aștepta și mergem până la capăt. Sunt acolo. În timp a demonstrat, într-adevăr, este o persoană deosebită, este o doamnă, cu capul pe umeri, cu picioare pe pământ. M-a demonstrat că am ales foarte bine. O femeie deosebită. La ce vârstă ai plecat din România? Eram mic. După Revoluție, că, da, 14-15 ani. Prima mea ieșire. Eu îmi doream să plec din România, încă, nu știu, de aia zic că eu cred cumva și într-o viață anterioară, cred cumva niște moșteniri, să zic așa. Nu știu, poate nu sunt foarte credincios, nu mă duc la biserică, nu sunt așa, dar totuși am avut și am niște premoniții și cred, poate vreau să spun, cred cumva și în eram undeva prin anii 80, deci aveam 5-6 ani. Nu aveam de unde să știu așa ceva. Și eu nu mă simțeam bine în România. Mă uitam în jurul meu, că de-aia tatăl meu mi-a zis, bă, tu ești nebun. Deci eram așa, în mijlocul familiei, eram un copil de 5-6 ani și le-am spus. Mi-aduc aminte acum și chiar și mai ce stai cu mine. Zic, băi, vă rog cum o să nu vă supărați pe mine. Le-am zis, eram un copil, băi, vă rog cum o să nu vă supărați pe mine, dar eu simt că nu fac parte din familia asta. A fost o chestie, deci a lovit ca un trăsnet. Erau mătuși, veri acolo, tatăl meu care s-a făcut roșu și mi-a zis, băi, ești nebun. Băi, nu vă supărați pe mine, eu nu... Mai târziu, tatăl meu mi-a alimentat chestia asta, el mi-aducea niște reviste, erau niște neckermane pe timpul, niște reviste de alea și eu le răsfăiam și vedeam acolo toate casele alea frumoase. Noi nu aveam așa ceva pe vremea aia, vedeam toate casele alea frumoase și băi, asta îmi place, Eu aici mă regăsesc, vedeam blocurile alea, zgrienorii, palmierii, plăci, băi, eu eram un copil, deci nu să spui, da mă, eu un tip de 20 de ani, normal că își dorește și el să stea pe o plajă, să fie, nu, eram un copil și nu aveam să știu de jacuzzi, da? Eu vorbeam de jacuzzi la 5 ani, băi, mi-e trebuie o cadă de aia, nu știam ce jacuzzi pe vremea aia, dar știam că e o cadă mai mare, cu bule, cu, doamne,
Ei, când a venit evoluția, ăsta era visul meu, deci școala generală, băi, trebuie să plec din România, trebuie să fug, trebuie să fac ceva, nu? Și revoluția mi-a deschis cumva porțile și am plecat. Am venit așa, în 96 plecam în Spania de tot și apoi în 2000 de tot am revenit, așa am crezut eu că plec de tot, dar am revenit și în 2000 plecam pentru totdeauna. Și unde s-a întâmplat incidentul? Incidentul, da, în Elveția. În Elveția, unde sunt stabilit, căsătorit. Accidentul de mașină unde l-ai avut? Accidentul s-a petrecut în Italia. În Italia... Cu cât timp înainte de... Da. Incidentul respectiv? Nu, s-a petrecut după. Da, deci a fost această ceartă, scandalul respectiv. Inițial eu plecam în Italia ca să, până să-i liniștesc apele, așa am zis eu, băi, mă retrag o perioadă, plec în Italia ca să liniștească apele și apoi vom vedea. De timp persoana a decedat, eu am sunat în Elveția ca să întreb care este situația, ce s-a întâmplat pe acolo, dacă e totul ok. Și mi-a spus cineva că sunt căutat de poliție, sunt dat prin Europol pentru crimă. Asta a fost, m-a suit în mașină, eram foarte bulversat, foarte... Inițial vreau să mă întorc înapoi și să văd pe ce este situația, n-am mai ajuns la destinație. Mi-aduc aminte doar că am făcut benzină, am făcut un full, ca să nu mai opresc pe drum și mă duceam spre Elveția. Nu mi-aduc aminte nimic, m-am trezit la spital. Alice Elvis Ahmed are acum 45 de ani. În urmă, cu aproape 10 ani, viața lui părea că s-a sfârșit. Câteva luni mai târziu avea să primească o nouă șansă. Viața îi zâmbea din nou. De el a depins cum a primit acest nou început de drum. Cum ai reușit să-ți revii după 2 ani de paralizie? Iarăși o voință puternică, extraordinar. Bine, m-a ajutat și corpul și organismul, făcând sport, bănuiesc că dacă era o persoană, o altă persoană în locul meu ar fi decedat. Dar m-a ajutat cumva și sportul foarte mult. Am avut, da, e vorba, organismul foarte puternic, inima puternică, oasele, ligamentele, deoarece accidentul a fost foarte grav. Chiar s-au mirat cei de la poliție că mi-am revenit, a rămas așa. Da, am avut o tărie de caracter și, bineînțeles, cum a spus organismul, și am știut și ce să fac. Mă refer la alimentație, aici intră exerciții de recuperare, da, pe care le-am făcut singur. După ce mi-a revenit, chiar mi-aduc aminte, eu m-am dus la o sală de sport și am început recuperarea la o sală de sport, pur și simplu nu m-am dus într-o... la un centru special pentru persoane cu dizabilități. M-au văzut toți cei din sala respectivă, nu-mi dădea niciun șanse, chiar îmi ziceau, ai grijă, iau ușor, nu mă cunoșteau. În timp ce mi-a revenit, m-am pus pe picioare, m-am îndrăvenit și cumva am ajuns și să fiu antrenor la sala respectivă, după o perioadă. Mi-aduc aminte, a venit o femeie la mine cu băiatul dânsea în căruț. Era în căruț și mi-a zis, vă rog frumos să aveți grijă de el și să încercați să-l faceți, să fie bine, pentru că eu am văzut cum ați venit dumneavoastră și cum sunteți acum. Și atunci eu n-am putut să fiu atât de, n-am putut să fiu șarlatan. I-am zis clar că nu sunt medic, da? Nu sunt medic, nu sunt, adică în măsură să-mi bag joc atât de oameni și să le iau banii, da? Pentru că toți vorbim de o viață de om, nu e... Da, am lucrat cu persoane cu probleme ale greutății și alte probleme de recuperare, dar nici de cum cu o persoană care era în căruț și într-adevăr era paralizat, nu, era... Deci eu urc ca să profiți de, cumva, de sinceritatea oamenilor și să-ți bagi de ei. Și le-am zis clar doamnei respective, vă mulțumesc pentru că de, dar nu mi-asum, nu pot să-mi iau această... Aveți nevoie de un medic, aveți nevoie de alte, da? Ce a fost la mine a fost totul altceva, a fost special, eu am fost cobai, eu am încercat pe mine, eu am reușit, a fost la mine totul altceva și nu pot să-mi asum, da?
9 ani au trecut de când este încarcerat. Nu s-a plâns niciodată de condamnarea primită și a acceptat detenția cu demnitate. Este unul dintre cei mai activi deținuți din închisoarea de la Tulcea. În fiecare zi face sport, își antrenează corpul și mintea. Ce te-a făcut pe tine să reziști atâția ani în închisoare? Clar, familia, deci, așa cum am zis pe mine, nu. Nu m-am gândit niciun moment la mine. Și nu mă gândesc, nu știam, dacă sunt, încă sunt aici și mă țin pe picioare, este pentru familie. Ca ei să știe că sunt bine și să ies afară, să fiu ok, să fie ei împliniți. Și pentru tatăl meu cel mai mult. Cât mai ai de stat? Da, mă mai vă rog. Cam în 3 luni de zile am prima comisie de liberare. Dacă totul e ok, ar trebui să fiu afară în acest an. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? Bine, clar, familia, dar nu mai pun viața mea și astea, nu, astea erau la început, când am ajuns eu la închisoare. Băi, mi-e dor de hainele mele, mi-e dor de parfumul meu, prostii de-astea. Nu, astea niște tâmpenii. De familie, de clar, de statul ăsta împreună cu familia, toate sărbătorile care au trecut, tot acești ani, toate sărbătorile care au fost anii ăștia și mă gândeam, bă, cum era să fi fost acum la masă cu toții, cum era să fim fericiți, cum era să ei, să-i văd pe toți așa fericiți, să fie împliniți, să fie, da, super. Nu, ei, eu dau telefon la fiecare sărbătoare, ce faceți? Păi, e doliu. A, da, de ce nu mâncați? Nu putem să mâncăm, că tu ești acolo și, aoleu, păi eu am mâncat, mă, știi? Băi, eu am mâncat și salată de beof, am mâncat și sarmale, am mâncat și friptură. Băi, deci nu mă bate nimeni, sunt ok. Deci chiar am tot ce-mi trebuie. Bă, de ce nu mâncați, mă? De ce nu vă trăiți viața? Mergi într-o vacanță, faceți și vă ceva. A, nu, tu ești acolo. Deci, nu știu, rămân așa, agățați undeva acolo și nu e ok. Eu le spun, bă, nu este ok pentru voi, deci ca și pentru sănătatea voastră nu e ok. Deci, și eu, bă, ceea ce îmi pare ce mai rău, îmi pare rău, tatăl meu este o persoană foarte inteligentă, și știe ce înseamnă să rămâi acolo, știe ce înseamnă, băi, trebuie să te deconectezi. Și îi spuneam, mai țin de când venea de la lucru și după aia îți luai sculele de pește, te duceai la pește, da? De ce făceai chestia asta? Ca să te deconectezi, să te delectezi, da? E un antistres, faci ceva, te duci la pește, nu? Asculți o muzică, nu știu, bei o bere, faci ceva, te plimbi într-un loc frumos. Mă, faci ceva ca să te deconectezi, cu toții facem lucrurile astea, da? După o zi de muncă facem ceva, bei o cafea într-un loc unde îți place, te duci, te întinzi pe iarbă, mă, faci ceva. Tu nu faci nimic de ani de zile. Eu aici, de exemplu, singurul lucru care mă, în afară de după familie, care, deci pentru ei, trebuie să fiu cât mai puternic, eu ca să rezist, să nu cad în depresie, fac gimnastică, da? Fac sport zi de zi. Dar asta nu o fac pentru biceps, nu o fac pentru, da? Că vreau să impresionez pe cineva, nu are nicio legătură. Este pur și simplu, e cel mai bun antistres, este cel mai bun antidepresiv, da? Chiar am văzut, apropo de asta, că iarăși o să mă leg de o chestie, când a venit criza sanitară, majoritatea persoanelor din libertate, că cu toți am trecut prin asta și cei de afară, ei, a venit în perioada aceea de carantină, când a trebuit să toată lumea să stea în casă și, vai de mine, ce durere, că au fost foarte multe persoane care au intrat în depresie. Da, și eu stăteam și mă gândeam, uite-mă, deci, într-adevăr, pentru o persoană care nu e învățată să fie închisă, într-adevăr, poate să fie greu, dar să intri în depresie, deci în propria casă, ai tot ce trebuie cu familia, păi dacă voi intrați în depresie, atunci ce trebuie să facem noi, cei de aici din închisoare? Nu știu, erau gândurile mele așa. Adică noi trebuie să ne luăm viața, da? Păi eu aș fi super acum să fiu acasă cu familia mea, să fiu închis în casă, da? Să am tot ce trebuie, să am acces la orice, deci... A, că s-au sistat anumite munci, că au fost crize de bani, că au fost... Da, înțeleg și asta. Asta e o altă situație, da? Dar să-mi spui că, bă, nu mai pot să mă duc în club, vai de mine, nu pot să mă duc în restaurant, să mănânc eu acolo, să... Ia, prostii, oameni alintați, oameni care nu-și dau seama ce înseamnă viața și nu sunt destul de maturi. Că nu poate să meargă ei la loft sau știu unde. Astea niște prostii. Da, niște tâmpeni, absolut, îmi cer scuze, deci nu... Da, eu mă gândeam, ia uite-mă pe ăștia, deci sunt, ăștia sunt depresi, mă, că nu poate să bea șampanie, nu știu unde. Și noi aici stăm și vai, vai de noi. Păi înseamnă că noi suntem foarte puternici. Nu, hai să vorbesc de mine, înseamnă că sunt foarte puternic. Ok.
Destinul acestui condamnat pare a fi scenariul unui film. Este însă viața lui Alice, povestită cu un zâmbet amar, caracteristic locului în care se află. Mai are încă multe visuri din copilărie de atins. Dumnezeu mi-a dat această lecție. Îi mulțumesc că mi-a dat această lecție. Păcat și regret pentru toate persoanele care le-am nenorocit. Aici include familia mea și, bineînțeles, familia celelalte persoane, da? Persoana care nu mai e. Apropo de asta, mă leg iar de altă. Zile trecute vorbeam cu tatăl meu la telefon și mă întreb, ce faci? Ești ok? Băi, vin de la o mormântare. Aha. Da, am uite o persoană, uite așa, tânără, avea 40 de ani. Și atunci eu zic, păi vezi? Și tu zici că eu sunt rău? Păi eu sunt bine. Vezi că se poate și mai rău? Sunt persoane care se duc de tineri și nu se vor mai întoarce niciodată. Eu, după 9 ani, după 10 ani, cumva, după 11 ani, eu voi fi liber, voi fi afară. Voi fi ok cândva. Deci chiar nu contează anii ăștia. Pentru mine. Acum i-am marcat pe ei, că tot mă întorc la ei. Deci se poate și mai rău. Asta vreau să zic. Sunt persoane care se duc și pe care părăsesc această lume și nu, familie nu-i vor mai vedea niciodată. Astfel încât eu sunt aici pentru a-mi plăti această datorie față de societate, dar păcatul pe care l-am făcut va atârna asupra mea. Eu așa mă gândesc, atârnă asupra mea, să zic, în această lume și în lumea de dincolo, cu siguranță. Am comis cel mai mare păcat care poate fi făcut. Ce mă oftic cel mai tare e că nu mă reprezintă. Fapt, tata, să zic, băi, nu să mă vrem violent, nu eram unul care mergea prin barul să bea, să se îmbete și apoi să caute scandal. Bă, tu ce faci acolo? Nu-mi place cum mergi, chestia asta. Nu, adică, din contră, eu am fost mereu de partea bună, da, a baricadei, dar așa a fost să fie. Și iarăși zic, nu, pare rău pentru mine, pare rău pentru persoanele care le-am tras aici. Și ce mai rău, bineînțeles, și persoana care a decedat, absolut, și familia acestuia, căreia i-am provocat această durere imensă. Da? Iată, eu voi ieși. Peste un an, doi, voi fi afară. Bine, mersi. Ce ar trebui să știe o persoană care vine la închisoare? Sau ce ar trebui să înțeleagă? Păi depinde acum fiecare ce nivel de educație are și acum depinde. Sunt foarte mulți, personal am văzut foarte mulți care n-au înțeles nimic din toată această experiență. Eu am zis ce am înțeles pentru mine însumi. Eu am înțeles. Viața trebuie trăită simplu, nu trebuie să ai, depinde ce pregătire ai, că aici intră educație, pregătirea pe care o ai. Dacă tu ai aspirații foarte mari și tu ai 4 clase, atunci n-ai făcut nimic în viață. Degeaba dorești tu să fii nu știu unde dacă n-ai școală, în primul rând, da? N-ai educația și să fii nu știu ce poziție. Acum, ceea ce să zic celor care sunt afară și să se gândească întotdeauna când vor să iau o decizie, e foarte important să te gândești de 2 ori, de 3 ori și cel mai important să te gândești la urmări. Ce ar fi dacă, să te gândești, băi, dacă fac pasul ăsta, ce se întâmplă dacă fac pasul? Că nimeni nu se gândește la urmări. Băi, e simplu, ce văd aici, ta, împing și cade. Dacă gândește ce se întâmplă dacă împingi un vas cu apă, ce se poate, zic așa, o dau un exemplu la prima mână. Noi nu ne gândim la urmări niciodată. Este o lecție pertinentă de destin, o viață derulată între furie, rebeliune, moarte și iubire și resemnare. Niciodată nu i-a reproșat Dumnezeului din sufletul său pentru soarta sa și a dorit să fie auzit de cât mai mulți privitori, să ia viața un exemplu de neurmat și de urmat. Un tânăr de 19-20 de ani ar putea să se gândească mai departe, cum zici tu? Știi cum e tinerețea? Pe tocmai, dacă am avea mintea, cea de pe urmă am fi foarte... Dar așa cum am zis mai devreme, ne lăsăm copiii să aibă propriile experiențe, dar dacă îl văd că totuși e pe cale să ajungă la închisoare, îl opresc. Îmi văd copilul că intră într-un anturaj greșit, da? Îi zic, băi,
ar fi bine dacă n-ai mai ieșit cu aceste persoane. Nu cred că sunt ok. Numai când ce lasă-mă în pace, știu ce e mai bine pentru mine. Bine, mă, ok, cât beți o bere și știu, fumați o țigare, nu e nicio problemă. Dar vedeți să nu faceți alte probleme, nu? Cumva încercăm să... Deci, familia asta în spate. Și trebuie să aibă cumva controlul asupra situației. În general, persoanele care ajung aici la majoritatea, nu zic 100%, dar mai mult de 50% sunt din familii destrămate. Și de asta intervine familia, de asta vorbesc de familie, da? Sunt mulți care nu pot fi struniți, deoarece nu au părinți în spate. Nu au o familie, da? Familii dezorganizate sunt, da? Acum nu vreau să fiu înțeles greșit, dar adevărul ăsta e. Ce nu vei uita niciodată de aici? Ce nu voi uita? Din fericire pentru mine, eu sper să uit tot. De, nu știu. În afară de lecția care am luat-o și rămân cu ea, pe care am învățat-o, aici am învățat să citesc. Exact ca în clasa 1. Aici a fost abecedarul vieții mele, da? Și am învățat anumite lucruri despre viață pe care le voi prețui și voi merge cu ele mai departe în viața mea. În rest, toate lucrurile astea, pe unde am stat, pe unde am fost, cu astea rămân în spate. Nu mai... Adică nu... Ali Samet, omul care în pușcărie s-a reinventat și a cunoscut asumarea, poate fi oricând un exemplu de existență. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici pe B1 TV, la Condamnații.